Fraților, totul gonește numai spre modernizare și atâtea lucruri bune se găsesc în demolare. O ciudată gălăgie ne răsună în urechi că acum se distrug bunurile care-s vechi, chiar și ce-i făcut perfect, iar și iar se renovează. Adevărul unicat și pe el îl demolează. Pocăința cea severă, dar bogată în conținut, acum e modernizată, că doar omul pare cult. Ce se ascunde în goana aceasta? Știe numai cel de sus, dar mai știu și aceia care sunt copiii lui Isus. Asta este o strategie de a ne ține ocupați. Ea distruge părtășia, dar și dragostea între frați. Viața nu e complicată, însă noi o complicăm cu atâtea zorzonele care noi le inovăm. Iată o deșertăciune care oamenii o fac, că noi vrem totul numai nou, vechiturii nu ne mai plac. Omul vrea să facă totul, până și un empireu și să dovedească însuși că și el e un Dumnezeu, fără ca să recunoască că e un lut ce zilnic moare, e un abur trecător ce într-o clipă și dispare, că i s-o permis să facă multe lucruri omenești, și să țină disciplină pe tărâmuri pământești, asta e permisiunea celui ce e eternitate. Însă drepturile acestea pentru om sunt limitate. Nu i s-o permis puterea de a lupta cu solul morții. Nu i s-o permis eternul de a trăi aici cu toții. Nu i s-o permis favorul de a-și face un rai etern. I s-a dat atât, o șansă de a scăpa de la infern. Și această mare șansă îi mai mult ca tot ce avem, îi mai mult decât cultura și ca tot ce noi suntem. Câtă vreme omenirea încă-i sub pedeapsa morții, câtă vreme rând pe rând încă mai murim cu toții, câtă vreme tot ce facem mâine e o vechitură, bine ar fi să ne trezim, punând mâna pe Scriptură, că Scriptura dăinuiește chiar când mulți o ignorează. Ia-i șansa vieții noastre, singura ce ne salvează. În ea e cuvântul vieții, al Stăpânului Etern, șansa noastră de salvare, de a scăpa de la infern. Că această înșelăciune de a moderniza un lut e un drum spre nicăieri, oricât ai fi tu de cult. În zadar ne facem grade, în zadar ne cochetăm, în zadar avem palate, în zadar ne cocoțăm. Într-o zi primim sentința pentru trupul din pământ. Țărână, întoarce-te în țărână și porunca celui sfânt. Și de la porunca aceasta nimenea nu te salvează. Doctorii cei pricepuți care zilnic ne tratează, să-i vedeți cum rând pe rând li se curma al vieții fir și ca orice muritor se pornesc spre cimitir. Și atunci, ființă omenească, unde duce drumul tău dacă îl neglijezi pe acela care este Dumnezeu? Dumnezeu în veci trăiește și prin el și noi trăim. Însă avem o datorie, noi să nu păcătuim, căci păcat înseamnă moarte, mai întâi spirituală, și păcatul e acela care aduce orice boală. Și ca să putem păcatul de la noi să înlăturăm, bine îi în viața asta în smerenie să stăm, căci aceasta este calea înspre patria de sus. Ni s-o dat cândva modelul prin persoana lui Isus. Și așa, viața asta este scurtă, îi trecătoare, aici îi doar pregătire pentru viața viitoare. De aceea, goana asta, după tot ce-i trecător, îi o mare înșelăciune pentru orice muritor. Căci gonit de duhul lumii și de fire pământească, nu mai ai tu timp de suflet și îl lași să pătimească. Ca să te ocupi de suflet, trebuiește timp, voință, curăție sufletească, viață sfântă, pocăință. Nu un pas cu Babilonul, care este trecător, ci în pas cu veșnicia marelui Mântuitor. Cine are înțelepciune
nu de jos, ci cea de sus, să înțeleagă ce-i valoarea, căci valoarea e Iisus. Celelalte toate scoană ce ne stoarce de puteri, concurențe omenești care nu duc nicăieri. Cine vrea ca să ajungă și în patria de sus, să rămână pe acea cale ce-i trasată de Iisus. Amin.